Vezi? Mamă, era să... E camera asta este tâlpul ăla. Este liniște, că nu-i problemă. Ești bine, dar vezi, nu am mers nici când eram mort, nu mergeam așa. Salut retro-uri, eu sunt Andrei și mi-am regăsit la un nou clip. De această dată o să facem examenul auto cu tatăl meu aici de față. Prima dată când apare pe canalul meu. Nu uitați să dați acolo pe butonul de like dacă vreți să mai facem clipuri cu examenul auto. Poate aducem și alte persoane. Și să spuneți în comentarii la mulți ani, pentru că urmează câteva zile ziua lui. Probabil când postez acest clip deja este ziua lui, așa că vreau să văd un mare spam în comentarii cu la mulți ani. Vreau să strângem la acest clip peste 1500 de like-uri, peste 2000 de like-uri, câte multe like-uri vreți voi. Dacă vreți să mai facem clipuri de acest gen. Stai tati, deci uite cum pornești. Eu i-am explicat înainte de clip cum sunt controlele. Dar zici tu ceva, că zice lumea că te pune aici. Ne-ai zis nimic de la începutul clipului. Hai. Dăm semnal stânga, da, și dăm drumul. Așa, ușor, lejer, frumos de vară. Eu deja, tata, am luat și examenul pe easy. Adică cum spuneți, cum acum examenul este normal. Facem dreapta, nu? Și da, aici facem dreapta. Acolo în dreapta ți apare și pe unde o faci. Așa, da, te asiguri. Și bine, bine. Ești bine, hai că nu te-a neaplicat, e ok, suntem ok, e ok. Tatăl meu are permis în viața reală, așa că ar trebui să fie destul de simplu pentru el, te încadezi aici pe banda asta. Și aici, e ceva, nu, aici trebuie să te întorci, faci întoarcere, te întorci înapoi. Trebuie să, vezi, semnal stânga că deja te-ai dus prea mult pe banda din dreapta. Nu e problemă, a fost destul de ok pentru prima încercare, te-ai dus prea mult în partea dreaptă, nu e problemă. Și guys, vreau să vă zic că m-am uitat la statisticile canalului și am văzut că peste 77% din oamenii care se uită la clipurile mele nu sunt abonați. Așa că dacă te uiți la clipul ăsta și nu ești abonat, dă neapărat pe butonul de subscribe, pentru că mai avem foarte puțin până la 100.000 de abonați și vreau să ajung acolo cât mai repede, pentru că deja ne strângem atâta cu timpul. Te spagi aici la semnul la dreapta. Și stai sigur. Da, frână. Așa. Și așteaptă. Stai sigur. Nu, era ok. Așa. Vreau să văd, vreau să mă asigur. Așa, deci pe asta. Așa. Nu e nimeni. Perfect. Ok. Asigurat. Facem dreapta. Ți-am urimătorul. Stai puțin. Da. Așa, gata. Ok, bine. Dei. Facem dreapta și mergem tot înainte. Da, dei în față și trebuie să faci dreapta aici, la prima intersecție. Facem dreapta, deci ești bine semafor. Da, ești bine încadrat. Ok, facem dreapta semafor. Eu, după cum ați văzut și în seria pe care am făcut-o, am văzut că mă place destul de mult jocul ăsta. Și sincer și mie mi se pare un joc chiar mișto, pentru că te învață să, pentru examen foarte, foarte bine. E verde, de așa și te încadrezi pe dreapta. Face aici dreapta. Și chiar mi se pare un joc super mișto și mă bucur așa că vă place, pentru că și mie îmi place. Și ideea e că eu cam am terminat tot ce puteam să fac în jocul ăsta. Am făcut majoritatea misiunilor. Mai sunt și alte misiuni, dar sunt deja plictisitoare de mai repede, că deja s-a făcut roșu. Așa, de aici, da, hai că e bine. Deja devine destul de plictisitor. Dar după ce îți dai acum examenul, o să-i dau și mașina lui să o testeze. Așa că după ce dăm de câteva ore, încercăm să dăm examenul, poate chiar îl ia. Ușor, că te-ai dus. Bine, hai că... Stop, plin, că te-ai oprit, ți-am mărit și motorul. Că era piciorul de pe ambreiaj. Așa, haide. Te-ai oprit prea mult. Deja te-ai oprit de tot. E bine. Și acum facem? Dreapta. Dreapta? Da. Facem dreapta. Hai că e verde, dă-i. De mai tare. Și vreau să-mi spui ce este diferit în joc față de viața reală, ia zi. Te poți asigura mai ușor, poți vedea lucrurile mult mai reale. Da, asta e ce drept e adevărat, pentru că în jocul ăsta este foarte greu să te asiguri. Deci, toată posibilitatea de asigurare este stânga și dreapta și cam atâta. Nu poți să te uiți în nu timp. Nu poți să vezi în timp real, da. Cine vine, cine pornește. Oh, ți-a scăzut că nu te-ai oprit prea, trebuia să te opriști mai aproape. Și da, ți-a scăzut. Și acum mergem tot înainte. Da, cred că ai oprit. Aici nu am pus așa. Gata. Hai că okay, ești ok. Ești ok, o duci foarte bine. Hai că ești bine. Așa. Și guys, nu uitați să dați un follow pe Instagram, pentru că și acolo vreau să facem cât mai rapid 10.000 de follow-uri. Aveți Instagram în descriere. Nu. Nu se poate. Hai, încă o dată. De acum, e verde. E ok. Păi ce într-o intersecție. Așa, bravo. Ești bine.
încă. Da. Tot înainte? Tot înainte, tot înainte. Vezi, vezi, vezi? Mamă, era să iei... E, camera asta e stâlpul ăla. Stai liniștit. Stai liniștit, că nu-i problemă. Stai liniștit că merge. Tot înainte. Tot înainte, da. În cadastră te duci în alt și în cadastră pe banda din mijloc. Pe partea stângă. De, da, pe banda din mijloc. Nu, nimeni ne încadă. Gat. Așa. Și mai faci o dată stângă? Nu, ești ok. Mergi tot înainte. Tot înainte aici. Că aici e tot înainte. E dreapta, tot înainte. Așa. Și acum vezi ce dea să trecerea în față. La dreapta. Și aici trebuie să faci stânga. Îi facem stânga? Da. Semnalizăm. Ne asigurăm. Aici ne asigurăm. Uite acum de-i de-i drept. Că aici trebuie să stai de-i. De-i. Așa, așa. Trebuie să te asiguri normal, dar nu prea poți să te asiguri, că nu prea poate să tarcă ăsta ta capul, din păcate. Olu, te încadrezi și pe banda asta, trebuie să dai semnalul. Hai că l-ajut eu, că e mai greu. Așa. E mai greu la început, până îl cunosc pe așa, nu? Așa. Ok, ok, merge bine. Chiar foarte bine. Ține așa. Cat, ești bine. Mai avem doar 1,8 km. Nu mai e foarte mult până să iei examenul. Și n-ai nicio greșeală. Hai că trebuie să fie destul de bine. Ești chiar foarte bine. E verde. Da, e verde. Trebuie să dăm prioritate la un... Poți să te duci în față. Trebuie să dăm prioritate. Dar și te oprești acolo, în mijloc, când să-i crești, știi tu. Că așa faci și în viața reală. Așa, te dai acum după mașină și poți să te duci. Hai că e bine, că nu vine nimeni. Și de, au, ce frumos. Ești bine, ești bine, ești bine. Au, ce bine a fost. Foarte bine. Limita e 60, ok? Ai 50. Vezi, vezi, așa. Verde, dar stai ușor. Nu, de ce ai făcut asta? Nu s-a vedea niciun... Nu, da, dar n-ai dat nici semnal și era și linie dublă continuă. Era linie continuă. Deci asta este ultima încercare pe care ți-o mai lans. După asta o să-ți dau mașina ta pe care o conduci în viața reală, o Skoda Rapid. Poate te descurci mai bine decât cu Peugeot ăsta micuț, cine știe. Nu o să conduc exact o Skoda Rapid în joc, o să conduc o Skoda Octavia, dar arată exact la fel la interior, n-am observat nicio diferență. Care e diferența așa între Skoda Octavia sau Skoda Rapid? Dimensiunile sunt mai mari, tonajul e mai mare, sunt la fel. Designul tot e la fel. A, și eventual niște dotări în plus. Și eventual niște dotări și eventual și motor. A, am înțeles. Dar ca aspect o să vezi că n-am observat nicio diferență, nici la interior, nici la nimic, arată exact la fel. Hai că e verde, bine. Mă, dar cum se mișcă BMW-ul ăsta? Un BMW vechi, dacă mă înșel. Oricum, majoritatea mașinilor văd că sunt vechi din jocul ăsta. E așa, e bine în față, dar de-i schimbă viteza, că ești în atâta. Așa. Ești bine, dar vezi, șu-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 
Cală, bine, bine. Cală, bine. Vedeți? Deci nu aveai 6 la oră. Mai ai 2 km de traseu și ai făcut 3 greșeli minore. Până acum. Că numai astea sunt. Uuu, semnalul cu Ilaș, că ai schimbat, erai pe banda aia și ai schimbat pe banda aia. Hai, nu e problemă. That makes it. Te-ai grăbit. Acum o să vreau să-ți dau mașina ta pe care o conduci în viața reală. O să te bag direct pe autostradă, pentru că deja te-ai săturat, cred că, de cât ai condus în oraș. Deci, asta este mașina pe care o conduce tatăl meu în viața reală. Este o Skoda Rapid în viața reală, dar asta este o Skoda Octavia. Bă, dar de fapt e modelul mai vechi de Skoda Octavia. Nu cred că așa e în viața reală, sau așa e Skoda Octavia. E mai vechi. E mai vechi, nu-i așa? În bord e cam la fel, nu-i așa? Aproximativ. Aici ești pe autostradă, poți să-ți faci de cap, nu mai ai examen, poți să cari ce reguli vrei tu. Dar eventual să conduci regulamentar ar fi o idee. A few moments later. Vezi? Mamă, l-ai evacuat pe ăla, ești nebun. Așa, continuăm, nu s-a întâmplat nimic. Continuând. Păi n-am nici de volan. Dar ține o bandă, ține o bandă. Frate, că nu... Ține o bandă. Ia,
Și speedos. Ți-am zis, deci sunt și oameni care sunt puși efectiv să intre fața ta ca să te învețe să te... Să mergi. Ia uite, vezi? L-ai văzut pe ăsta? Ce zici de asta? Mai greu ca în viața reală. Mai greu e ca în viața reală? Mhm, mult mai greu. Bă, asta e bine de șut. Să o las încet. O las încet că ăștia merg încet. Așa e și viața reală, trebuie să te adaptezi la trafic. Te adaptezi, dar nu chiar așa. Vezi? Deci am zis eu în toate live-urile că ăștia sunt prea exagerați, nu m-ați crezut. Exagerat că te învață, oarecum, nu te învață... Te învață că cu mai rău ca în viața reală să-ți fie mai bine. Da, ca în viața reală să-ți fie mult mai bine. Hai să... Nu am mers nici când eram mort, nu mergeam așa. Dar nu-i vitezul la 78 de km, 88? Na, ei na, ei na, unde dracu ai pomenit așa ceva? Unde ai pomenit, mă, mucație așa? Ia, e din Italia, am înțeles. E din Italia, înțeles. Deci, în concluzie, ce părere ai până la urmă de joc? E un joc super, super distractiv, super real. Numai că unele chestii nu se întâmplă în viața reală, dar te învață ca să fii prudent în viața reală. Da, și cum am zis și eu pe live-uri, deci chiar, vedeți ce am zis eu, am zis chiar bine, pentru că în jocul ăsta chiar se întâmplă chestiile mult mai rău și te învață ca în viața reală să fii mult mai prudent. Deci guys, cam am văzut cu acest clip, sper că v-a plăcut. Nu uitați, dați acolo pe butonul de subscribe dacă vreți să fiți pe fază când mai postăm clipuri de acest gen și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificare. Eu am fost Andrei, alături de tatăl meu aici de față. Vreau acolo mare spam în comentarii cu la mulți ani, pentru că imediat este ziua lui și probabil când apare acest clip este ziua lui. Așa că eu am fost Andrei, alături de tatăl meu. Tată, mai e ceva la de zis? La mulți ani! La mulți ani și multă sănătate!